Let's get ready to rumble! Salutare, prieteni, și bun venit pentru review-ul meu săptămânal. În primul rând, vă urez tuturor Crăciun fericit, cu liniște și pace alături de cei dragi vouă. Sunt Dan, iar canalul acesta de YouTube este în primul rând despre whisky, pentru că din când în când mai am și câte un rom și pe care îl analizez trecând prin prezentare vizuală, miros, gust, final, după care îi dau o notă și îmi prezint opiniile. Și dacă vreți să fiți la curent cu review-urile mele viitoare, nu uitați să vă abonați la acest canal și să atingeți clopoțelul pentru notificări. Și astăzi voi analiza încă un single malt scotch whisky foarte interesant. Glengoyne, de 21 de ani, din regiunea Highland, din Scoția. Nu am să revin asupra distileriei. Dacă vreți să aflați mai multe despre ea, am să las aici sus link-urile către episoadele Glengoyne de 12 ani și de 18 ani, în care am prezentat informații despre aceasta. Așa că trec direct la whisky-ul meu de astăzi, Glengoyne, de 21 de ani, single malt scotch whisky, îmbuteliat la 43% volum alcoolic, întotdeauna la culoare naturală, filtrat la rece datorită celor 43%, 100% maturat în butoaie sherry de stejar european, în marea lor majoritate de prima umplere. Deja sună foarte bine, nu-i așa? Sticla pe care o am lângă mine este de 200 de mililitri. Bineînțeles că vine și în varianta de 700 de mililitri, care are un preț de aproximativ echivalentul la 150 de lire sterline, dar care nu a fost ușor de găsit, cum de altfel nici aceasta nu se găsește peste tot. Cutia de carton este puțin neobișnuită pentru o sticlă de 200 de mililitri, dar un whisky de o asemenea vârstă își merită, zic eu, o prezentare elegantă. Ce găsim în pahar? În primul rând, o culoare foarte frumoasă, un bronz adânc și cu piciorușe medii și lente. Ar fi fost cu siguranță mai groase dacă whisky-ul ar fi fost la 46% și nefiltrat la rece. Iar înainte de a trece la miros, gust și final, i-am acordat 21 de minute în pahar ca să se deschidă, pentru că este un whisky matur care are nevoie de timp pentru a se descoperi nouă. Miros. Când am ales să prezint acest single malt în ziua de Crăciun, nu a fost ceva întâmplător. Pentru că ceea ce simt pentru prima dată mirosind acest whisky este chiar Crăciunul. Miros de sărbătoare care trezește numai amintiri festive. Ce să vă spun, este ca și cum aș avea în față o prăjitură de Crăciun. Butoaiele de sherry trimițând în corpul acestui Glengoyne de 21 de ani arome de fructe uscate, stafide și sultane. Se simte foarte proaspăt pentru cei 21 de ani și fructele roșii gen cireșe, căpșuni, zmeură își fac simțită prezența. Condimentele de Crăciun se remarcă din nou, iar scorțișoara se împletește cu merele coapte pe plita unui cuptor, iar acolo în spate se simte și ceva zahăr caramelizat. Dar nu este totul proaspăt în acest whisky. Se simte și o notă de piele veche, mobilă veche de stejar și tutun de pipă. Este o complexitate remarcabilă din partea acestui whisky respectabil. La gust. Perfect echilibrat. Plin,
și gros. Asta în ciuda filtrării la rece. Note de sherry și ceva mai multă prezență a stejarului, pe care nu l-am remarcat în miros. Cu ceva taninuri și o notă de ciocolată amăruie, cireșe amare, cafea și tutun. Lasă o senzație cremoasă, uleioasă și acoperă bine palatul. Se dezvoltă excelent. Ies în evidență mai multe fructe de pădure, mure, zmeură, dar și dulceață, miere, zahăr brun și cozonac cu stafide și scorțișoară. Din nou, Crăciunul într-un pahar. Un final lung, elegant, condimentat și dulce, dar și cu o tentă plăcută amăruie în același timp. 9,2 din 10. O notă excelentă pentru un Glengoyne de 21 de ani, care în ciuda celor doar 43% scoate capul din mulțime și își pune bine amprenta în categoria sa de vârstă. Nu vă mai rețin, mulțumesc pentru vizionare, încă o dată Crăciun fericit, un an nou mai bun și ne vedem la anul. Slangeva!